Bună dimineața, vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. Declarația politică a mea din această dimineață vizează Ministerul Sănătății. Domnule președinte de ședință, stimlați colegi, fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene a ieșit iarăși la atac. Domnul Ghinea a lansat atacuri furibunde în toate mediile după ce Ministrul Sănătății, domnul Rafila, a scos la iveală consultanța aberantă din PNRR. Domnul Ghinea ne transmite că este nevoie de cele 25 de milioane de euro pentru ca Ministerul Sănătății nu știe să facă spitale, că Ministerul pe care îl conduce domnul Rafila este varză la chestia aceasta. Probabil că aceeași atitudine arogantă a avut-o domnul Ghinea și în momentul în care a pregătit PNRR și lista extinsă a celor 49 de propunere de spitale noi, din care să fie alese 25 pentru finanțare. Nu a explicat nici cum au fost stabilite cele 49 de proiecte, nici cum vor fi alese cele 25. Sau poate că ministrul de atunci al sănătății, doamna Ioana Mihailă, despre care dumnealui spune că i-a fost alături când s-a negociat cu Comisia Europeană alocarea sumei de 1,37 miliarde de euro, pentru capitolul sănătate din PNRR, nu știa exact ce a propus. Haideți să vă dau exemplul de la Brașov, unde în PNRR se regăsesc trei dintre cele 49 de proiecte. Pe lista extinsă se regăsește și Spitalul Clinic Regional de Urgență din Brașov. Cu toate acestea, la Brașov, doamna ministru Ioana Mihaila a declarat că am ales ca spitale regionale să nu le finanțăm prin PNRR, pentru că durata de realizare a acestor investiții este foarte mare și există riscul să fie depășit termenul stabilit prin PNRR, respectiv 31 decembrie 2026. Adică una scrie domnul Ghinea în PNRR, alta gândește, înțelege și spune doamna Mihailă și mă tem că nu este singurul caz, pentru că tot în Brașov apare pe lista celor 49 de proiecte un pavilion politraumă, despre care nimeni din Brașov nu știe ce este și unde este. Dar apare pe hârtie. Cred că înainte de a arunca în stânga și în dreapta cu noroi, ar fi mai bine ca cei doi foști miniștri să clarifice situațiile de acest gen. Informațiile vor fi utile și pentru viitoarea Agenție Națională pentru Investiții în Sănătate, gândită de domnul Ghinea, care are alocate 5 milioane de euro pentru funcționarea propriu-zisă. Informațiile vor fi utile și pentru consultanții care vor încasa cele 25 de milioane de euro. De altfel, dacă e să folosesc limbajul domnului Ghinea, după anul 2020, proiectul Spitalului Regional din Brașov a fost făcut varză. Și vorbim de un spital care, în prima parte a anului 2020, era lăsat la cheie. Ulterior a fost încuiat într-un seif și sporadic mai apărea câte un parlamentar de la USR care spunea că mai sunt 30 de metri pătrați de teren pe care vrea să-i mută de colo din colo. Probabil că anul trecut, tot din Ministerul Sănătății... Vă rog să concluzionați. Doamna Mihaila este cea care știa ceva despre investițiile din PNR și a uitat că din Minister nu se pleacă pur și simplu, ci se semnează niște acte de predare-primire. În urma celor de la USR a rămas doar terenul pregătit pentru niște consultanți bine plătiți. Niciun proiect concret Domnul lăsat deputat. la cheie, o secundă, Domnul ca, deputat, care să, fie, să plece de la punctul A și dus la punctul B. minute și pentru dumneavoastră. Rasaliu Marian, deputat de Brașov, vă mulțumesc pentru înțelegere.